Case Axial Flow 1250, o nouă combină pe care Titan Mașinării iată o prezintă aici în premieră la fundul în cadrul expoziției Agriplanta Roma Grotec. Ce aduce ea nou pe piață? Într-adevăr, seria 250 a fost lansată de către Case IH anul trecut. Este o combină ce poate funcționa complet automat, necesitând foarte puține, să zice, monitorizări din partea operatorului. Multe din reglajele care înainte operatorul trebuia să le facă, să le urmărească reglaje de site, reglaje de turații, monitorizări de pierderi, practic omina le face automat. În momentul ăsta fermierul sau operatorul și optează numai pentru calitate pe, sau performanță și combina în funcție de cerințele operatorului, ea se reglează, își face reglajele în timp real, în timpul funcționare singură. De ce era nevoie de o astfel de abordare? Era nevoie deoarece pentru operatori e greu să fie concentrat, să spunem așa, pe toată durata zilei de muncă și combinile merit trebuie folosite la o capacitate cât de mare, să facă, să recolteze cât de mult, să, să aibă o productivitate cât mai mare pe zi. În momentul ăsta s-a scos operatorul destul de mult din această ecuație, care era, să zicem, intervine oboseala, intervine monotonia și se mărește destul de mult, cu undeva un 20% poate să mărească productivitatea unei combine, fiind folosită la capacitatea ei maximă, Când la tot poate ce poate să facă. O astfel de combină în condiții normale de lucru, să zicem? În condiții normale, depinde de cultură. să poate recolta lejer câteva sute de tone de boabe pe zi, dar depinde mult de cultură și de logistica din spate, mm -hmm. ce are fermierul. AFS, AFS, practic combinele pot fi dotate cu ghidare, la fel, ajutând operatorul și um, având o eficacitate foarte bună pe câmp, să folosească toată lățimea de lucru a header-ului. Header După cum am zis, seria 250... Practic are trei moduri automate de lucru, unde, operator, unde fermierul sau operatorul își poate seta dacă dorește o performanță maximă, dacă vrea calitate maximă a bobelor sau vrea o viteză cât de mare de recolta să termine în, într-un timp optim. Știi? El își prioritizează El își cumva priori... munca. Exact, își prioritizează și combina în funcție de asta, o să țină cont de pierderi, de calitate și își va regla tot timpul viteza deplasare, în primul rând, pentru a asigura toate aceste caracteristici în spate. Ce capacitate are buncărul? Buncărul are 14.400 de litri, deci undeva 8-10 tone, depinde de ce recoltează și de greutatea hectolitrică, o viteză de descărcare de 159 de litri pe, pe secundă. Am făcut câteva probe, practic putem umple un buncăr la 5-6 minute, la porum, de exemplu, poate umple un buncăr de 14.400 de litri și îl descarcă într-un minut, E gol și e gata de lucru. Asta este un randament foarte bun în, în camp. Care este feedback-ul fermierilor? Mă gândesc că au fost deja sau s interesat de, de această combina? Clienții sunt foarte interesanți, mai ales că mâna de muncă în România a devenit o mare problemă. Operatori de calitate, să zicem așa, sunt foarte greu de, de găsit. Și atunci, clientul, când investește o sumă mare de bani, vrea ca o utilajul să fie și exploatat la tot ce poate să facă, la performanțele ei normale de lucru. Este deja prezentă pe piață? Poate fi achiziționată? Uh, deja am început să livrăm primele unități la, la clienți. Este disponibilă, poate fi achiziționată și da, este, sunt unități, diferite modele pe stoc. Practic, seria are trei modele, 7250, 8.250 și 9250. Le avem pe toate disponibile pentru livrare.